Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă pentru astăzi, să vedem norocul, oportunitățile zilei, ce surprize, ce oportunități sunt astăzi și ca să fie mai particularizată etalarea, am să o fac și pe variante, în trei variante. Varianta numărul 1, piatra albă, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra roșie. Așadar, dacă doriți să știți care este surpriza zilei, norocul zilei. Astăzi e o zi cu bârzdâc, văd că o energie puțin așa mai înșelătoare vă poate influența sau veți încerca poate astăzi să vă eliberați de o energie malefică chiar. Astăzi se pot dezlega niște vrăji, cu toate că se pot și face vrăji. Deci astăzi s-ar putea să aveți astăzi o ajunge la un apogeu ceva, e joi și ziua de joi e și cu bârzdă, e și cu noroc, dar și cu ghinion. Norocul e și cum îl gândești, că poți fi o persoană superstițioasă și atragi ghinion, sau poți fi o persoană care ai noroc pentru că gândești pozitiv. Haideți să vedem. Atragi norocul, da, uite, credința. Deci ține într-adevăr, poate și de superstiții, nu trebuie să ai superstiții, ci credință că totul va fi cu reușită, încredere în tine și în divinitate, în fidelitatea care o ai față de cineva sau cineva care o are față de tine. Astăzi puteți descoperi un prieten. Astăzi vă puteți face un prieten, puteți avea un succes amoros chiar. Veți avea întâlnire cu un prieten, un ajutor de la un prieten. Haideți să vedem. Da, puteți avea o reușită astăzi ca doamne, dar sunteți cumva urmărite, gelozite aș putea să spun, din cauza unei persoane care e foarte e într-o criză, să zic așa, are o problemă, are o ambiție, poate fi legată și de cineva care încearcă să vă provoace. Astăzi poate fi și legat de o tânără sau de voi care aveți, să zic, sunteți tânără, să zic așa, vă cam urmărește, vă cam hărțuiește cineva, pentru că sunteți o persoană tânără. Haideți să vedem. Varianta numărul 1 albă, numărul 2 verde, numărul 3 roșie. Am să încep cu varianta numărul 1, albă. Foarte frumoasă zi, să știți. Astăzi poate primiți daruri, cadouri, declarații de dragoste. Deci astăzi poate fi pentru voi o zi cu cadouri, cu vești și declarații de dragoste. Vă veți simți iubite sau vă veți răsfăța voi astăzi. Dacă sunteți singure, vă veți răsfăța cu niște daruri, vă vin niște bani, niște câștiguri, poate și dintr-o afacere, dintr-o acțiunea voastră anterioară, o munca voastră. Astăzi vi se face dreptate, astăzi vă puteți împlini niște vise, astăzi aveți poate întâlniri cu cineva din trecutul vostru. Este o zi în care vă veți descurca, să zic așa, veți face cumpărături, vă faceți provizii, astăzi analizați, să zic așa, vă faceți, să zic, niște calcule pentru a vă pune în siguranță. Astăzi vă veți gândi poate mai mult la voi, la ce iubiți voi, sufletul vostru, vă răsfățați și puteți primi și daruri și cadouri. Astăzi vă puteți chiar îndrăgosti, să știți, astăzi chiar vă puteți îndrăgosti. Este o zi așadar cu vești bune care țin și de o călătorie sau de la drum și pot veni și legate de o afacere, legate de o chestiune, de un interes financiar, profesional, poate și legat de un contract. S-ar putea astăzi să aveți o reușită legată și de un contract. Primiți niște bani. Haideți să vedeți la varianta numărul 2, piatra verde. Astăzi e o zi în care cumva stați pe gânduri pentru a vă rezolva niște probleme, aveți inspirație, dar aveți și o rivalitate, o să descoperiți astăzi niște gelozii, niște invidii. Asta vă pune pe gânduri. Două doamne aici, care pot fi sau nu în legătură, care încearcă să vă umilească. Prietene false aici, amici. Prieteni falși, cineva care cumva nu vă prea are la suflet, văd aici și semn de aer, semn de pământ, bârfe gelozii din cauza unor doamne, care pot fi chiar cu o situație materială bună, dar care pot fi invidioase, geloase pe voi, văd aici că sunt niște intrigi, să vă pună cumva într-o dificultate financiară, profesională, să vă pună într-o situație umilitoare, să zic așa.
Eu o să descoperiți o intrigă, să zic așa, un complot într-un anumit cerc de cunoștințe care pot fi direct sau indirect în legătură cu voi, pentru că voi sunteți poate o persoană intelectuală sau pentru că aveți voi niște idei și aceste persoane nu vă împărtășesc ideile sau au, să zic așa, invidie pentru ideile voastre, că le va veni vouă niște idei și atunci încearcă cumva să vă pună într-o lumină mai defavorabilă ca să nu fiți voi în centrul atenției pentru ideile voastre, să nu aveți voi să zic așa, o influență într-un anumit cerc de cunoștință, să nu fiți bine văzute, încearcă cumva să vă strice. Nu e că v-aș și reuși, pentru că pe voi văd că vă vine vouă o soluție să evitați să țineți la distanță aceste energii. De aceea poate apăruse pisicul acela și gelozia. Deci nu degeaba, astăzi este o zi de joi în care cumva veți încerca să vă eliberați. Aici s-ar putea să fie o intrigă, o înșelătorie, niște falsități, niște zvonuri false lansate de niște rivale care s-ar putea să le și cunoașteți pe aceste persoane, pot face parte din cercul vostru de prieteni, deci o prietenie falsă. Deci poate fi o persoană care a făcut parte la un moment dat din anturajul vostru sau poate chiar încă este. Văd aici că sunt niște bârfe care țin și de, din cauza unei persoane bogate, cum ar veni, pentru că sunteți voi poate într-o relație cu o persoană bogată sau ele sunt bogate și vor să ne ajungeți și voi la fel, pentru că aveți voi niște idei și sunt niște chestii de rivalități, dar și de invidii, gelozii, răutăți, intrigi. Și lipsite de scrupule, pentru că posibil la unele dintre voi să fie și această piatră verde și din gelozie, invidie să și încerce să facă niște ritualuri, să zic așa, ca să vă, să fiți dușmănite, să fiți invidiate, să fiți văzute prost. Să nu fiți văzute bine, da, sunt aici niște persoane cu două fețe. Le descoperiți astăzi. Posibil că veți descoperi intrigile acestora și veți găsi soluții să nu mai vă afecteze. La varianta numărul 3, wow, ce frumos! La voi s-ar putea să fie o zi foarte liniștită, o zi în care vin niște bani, poate aveți niște beneficii în familie, văd o zi în care poate aveți o aniversare, sunteți în centrul atenției și voi plecați pe undeva, văd aici că sunteți foarte elegante, poate că socializați, vă faceți niște cadouri sau primiți niște cadouri, poate fi o zi liniștită, cu vești, cu drumuri, cu o declarație de dragoste sau chiar veți primi, să zic așa, admirația cuiva, cineva vă admiră. O declarație de dragoste din partea partenerului care aveți partener, care sunteți singure, puteți avea un admirator, cineva care își dorește cu voi să vă cunoască, puteți socializa, puteți cunoaște persoane sau chiar participa la un eveniment. Un eveniment unde o să vă simțiți bine, unde o să socializați, unde o să fiți în centru atenției, unde o să vă bucurați de o liniște, de o pace, aveți o siguranță, poate vă duceți la biserică. Spre exemplu, vă pregătiți pentru zilele care urmează. Deci, în orice caz, vă văd într-o mare bucurie, într-o mare reușită și pe voi de la a treia variantă. Acestea fiind spuse, vă doresc să aveți parte de o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile, cu prosperitate, sănătate, bucurii, armonie. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!